În primul rând, consider că orice femeie care dorește să acceadă în politică, dar mai ales care își dorește să aibă succes în politică, trebuie să urmeze cursuri la o asemenea școală, academie, cum se zice. Aici, de fapt, te învață de la zero și până unde trebuie să ajungi și chiar să depășești. Asta a și fost motivația mea. Deși am anumită experiență politică, consider că nu este suficientă. Și am venit aici ca să devin mai bună în ceea ce cred eu că deja sunt bună. Personal, mi-aș dori să-mi aprofundez cunoștințele în domeniul public speaking, pentru că se știe că oratorii reușesc cel mai bine în politică. Un alt scop ar fi să stabilesc cât mai multe contacte, care evident ar fi de ajutor în viitor, pentru că cel mai probabil de aici vor fi următorii lideri politici. Și un alt scop ar fi să-mi aprofundez cunoștințele și să învăț cum trebuie să fie un lider politic, astfel încât să nu repet greșelile celor care au fost înaintea mea și să fiu un lider durabil, nu doar pe o anumită perioadă de timp.